când s-a introdus sistemul Bologna pentru studenți, facultatea ține în loc de 4 ani 3. Așa a băgat și Obama în America. Dar după ce termini, afli că îți mai trebuie și masterat încă 2 ani. Știu și eu destui care au făcut 3 ani în țară și 2 afară. Dar nu de studii, ci de pucălie. Am și eu niște studii în domeniul ăsta. Dar tot timpul mi-a mers bine. Uitați-vă la mine, cu feline, obiecte fine. Deci încurajez tineretul să mai plece afară, să vadă cum e viața în țară, acolo. Că așa am făcut și eu, vorba lui Guță. Am plecat și eu din țară, cu gândul că în viitor am să fac bani mulți afară, într-un timp mult mai ușor. Că vorba lui Andra, banii nu aduc fericirea, dar ajută să întreții iubirea. Pagă. Dejuați-vă buletinile, pasaportile și duceți-vă, mai oameni! Dacă nu aveți, trimiteți-mi numai poza și vă rezolv. Eu știți voi Budapesta. Nici nu e obligatorie poza. Ce vreți voi vă pui acolo? Eu mă uit și sus și jos și sus. Degeaba plângeți și arătați la televizor că nu lua copiii bacalaureatul. Înțelegeți? Poți să faci școală dacă nu ai acolo loc de muncă. Mergeți, domnilor, afară, lăsați școlile. Vii, 7 clase, abă cât de urs, ca să știi să te semnezi. Cât zi tata au fost afară cu 9 clase, de 2 repetent, o dată repetent pe 5-a, o dată repetent pe 10-a, adunate, 11-12 clase, 11-9 cu 2, 11, 12. Îmi pune unul din top. Prietenul meu m-a părăsit. Mi-a scris pe Facebook, dacă aveți, cuțite, cuțite lungi, topoare, bombe, nu știu, arme, trimiteți-mi-le pe toate. Nenorocitul.